păcatul presei, care are un rol de promovare a unor lucruri bune și, așa cum spuneam mai devreme, un tânăr, mai mulți tineri care au dorit să se implice în administrația publică, lucru destul de greu și destul de complicat, să fie adus în discuție și în derâdere de niște persoane care n-au făcut nimic în viața lor. N-au făcut nimic în viața lor. Eu aș fi vrut să combată sau să combată această echipă cu fapte. E ușor să stai cu marginea drumului la umbră și să-l înjuri și să arunci cu pietre în cel care stă în mijlocul asfaltului și probabil muncește în soare și fără apă. Vreau să vă spun că după aceste articole sau după multe articole și dezinformări, echipa de la Megidia s-a sudat, echipa de la Megidia s-a unit și echipa de la Megidia nu mai permite ca lucruri neadevărate și cu atât mai mult mincinoase să le afecteze până la urmă și propriile persoane. Pentru că au dreptul la onoare, au dreptul la imagine și nu permit eu. Eu am obligația să-i apăr pe acești oameni și o să-i apăr. În acest moment și anunț că voi da în judecată cele trei publicații și persoanele și cei care au scris aceste articole și din acest moment, de fiecare dată, nu vom intra în contradicții, în contradictoriu cu cineva, ci vom respecta legea, așa cum și City Managerul a spus aici. Vom respecta legea. Legea bună rea e legea din România pe care cu toții trebuie să o respectăm. Un domn jurnalist, cineva, a făcut un atac la persoana mea, spunând că sunt cadorisit, că sunt în fel și chip, că de ce am fost membru în organizații non-guvernamentale, de ce am avut o activitate sau altă activitate, în anunț public pe acest domn că cel mai probabil voi da în judecată pentru aceste afirmații false, mincinoase și total neetice și imorale, dar sunt probabil cuvinte străine de domnia sa. Nu știu, tot acest asalt, toată această uimire a unor oameni că la Megidia, într-un final, se face treabă. Și vreau să vă asigur în continuare de toată perseverența noastră și toată motivația noastră, în continuare vom fi și mai dedicați, și mai perseverenți și vom arăta că la Megidia se poate face treabă, chiar dacă unii și alții nu vor. Ofertanții, atunci când au întocmit ofertele, cei patru ofertanți, la momentul întocmirii ofertelor, au completat, de la sine putere, o declarație de confidențialitate cu privire la anumite informații din oferta lor. E lesne de înțeles, astfel încât competitorii să nu știe ce rețetă, ce cui, adresă, sau eu știu. Completând această declarație, practic ne-a obligat pe noi, autoritate contractantă, bineînțeles, completând declarația în conformitate cu legea. Legea le permite. Legea 98, legea achizițiilor publice. Nu legea lui Ciordache. Declară acest articol total fals. Pentru că legea achizițiilor publice este un lucru de mulți ani de zile, a fost în dezbatere mulți ani de zile și, din păcate sau din fericire, este adoptată de către Forul Suprem al acestei țări și o lege în vigoare. Noi nu putem să încălcăm legea, indiferent cum ar numi unul și altul această lege. Indiferent ce lege, noi nu o putem încălca și trebuie să o respectăm în litera și în spiritul ei. Legea 98 pe 2016, legea privind achizițiile publice, ne permite, potrivit prevederilor articolului 126, să alegem o persoană specialistă diferită în care se naște diferite aspecte, respectiv tehnic, financiar, domeniul juridic, achiziții publice, dacă complexitatea contractului impune. Și în cazul nostru, fiind vorba de un contract cu fonduri guvernamentale, care presupunea, din punct de vedere tehnic, multe procese tehnologice pe care noi, ca și specialiști din cadrul primăriei, nu putem spune că le știm în totalitate, pentru că erau chestiuni care țin de o persoană care lucrează efectiv în teren, gen constructor, proiectant, licită de șantier, am ales pentru a avea un succes garantat în desemnarea unui câștigător care să respecte criteriile impuse de noi și acest expert care să ne ajute pe ceea ce privește aspecte pe care noi nu le stăpâneam în totalitate, să zicem, dar nu că nu am fi avut competențe să analizăm niște oferte.
Primăria Municipului Medgidia a achiziționat contractul de servicii numărul 39 din 10-3-2016, prin care domnul Adrian Micu a fost desemnat expert hoptat în derularea procedurilor de achiziție ce au loc în cadrul proiectului, prin dispoziția numărul 442 din 13-3-2017. Trebuie menționat faptul că în data de 6 februarie 2017 a fost emisă o dispoziție de numire la nivelul Primăriei Municipiului Medgidia a Comisiei de Evaluare pentru procedurile ce urmau a se derula în cadrul proiectului. Există în acel articol o mențiune cum că această comisie a fost determinată abia în luna august 2017. Este complet fals. În luna august 2017 a avut loc o simplă modificare a dispoziției din luna februarie despre care v-am spus anterior. O lună și ceva, aproape două luni, a stat numai în sistemul electronic pentru a primi tot felul de avize, adică toată documentația încărcată de noi a fost avizată de Agenția Națională a Achizițiilor Publice. Chiar și această secțiune, aveam o secțiune intitulată Propunere Tehnică, unde se prevede posibilitatea, pe lângă alte litere, de a, ca ofertanții, dacă consideră că anumite secțiuni din oferta lor au caracter confidențial, să completeze o declarație în acest sens. Inclusiv această secțiune a fost lăsată de reprezentanții ANAP atunci când a fost evaluată, nefiind considerată ilegală sau restrictivă sau nu știu că favorizăm pe cineva sau nu, sau că secretizăm documente. Mai mult decât atât, am avut, cum v-a spus și domnul primar, observatorii ANAP, adică niște persoane care au urmărit, rolul lor ăsta era să urmărească dacă sunt îndeplinite aspectele procedurale conform legii 98/2016. Au fost la fiecare etapă, că au fost vreo 8 ședințe de evaluare, au fost prezenți acești doi reprezentanți ANAP. De fiecare dată procesele verbale, după ce făceam evaluarea noi ca și comisie de evaluare, au fost avizate și de reprezentanții ANAP și cu mențiunea, fără observații în ceea ce privește aspectele procedurale. Și dacă doriți, aceste documente vă pot fi puse și la dispoziție să se vadă exact această mențiune. Și această posibilitate a ofertanților oferită de legea 98 de a-și declara anumite documente cu caracter confidențial se regăsesc în anumite articole pe care colega mea de la juridic le poate explica mai bine. În presă s-a declarat că cei doi ofertanți, și anume OILU și Autoprima, cei doi ofertanți care s-au clasat pe locul 1 și 2, și-au declarat ofertele confidențiale. Nu. Toți cei patru ofertanți care au depus oferte și-au declarat părți de oferta tehnică și financiară cu caracter confidențial prin semnarea unor declarații de confidențialitate. Noi, ca și autoritate, pe care le avem aici, noi ca și autoritate publică, avem obligația, subliniez obligația, potrivit articolului 57, aliniatul 1 și articolul 217 din legea 98/2016, de a nu dezvălui informații transmise de operatorii economici, indicate de aceștia ca fiind confidențiale, inclusiv secretele tehnice sau comerciale și elemente confidențiale ale ofertelor. Acesta este motivul pentru care în raportul procedurii au fost informații care au fost blurate, pentru că au existat aceste declarații de confidențialitate care ne-au impus, ne-au obligat să facem acest lucru. Articolele astea de presă par să vină cumva din zona unui participant la licitație care n-a fost identificat. V-ați simțit vreo clipă șantajat? Șantajul, știți foarte bine, face parte. Și nu spun acum, și nu vreau să vă simțiți jigniți, așa cum spunea și City Managerul, avem respect mult și mare pentru marea parte a presei. Știți foarte bine că și în presă, așa cum peste tot, se folosește șantajul. Am fost șantajat de multe ori, nu am cedat șantajelor, nu o să cedez niciodată, îmi voi duce responsabilitatea până la capăt, fără să depind de cineva anume, să depind doar de propria mea dorință și propriile mele principii, pe care le voi respecta și mai ales cuvântul dat oamenilor pe care îi reprezint. Și o să-i reprezint așa cum o fac de obicei, cu cinste și cu demnitate. Încerc să le cam îndeziat puțin. Acele pasaje au fost blurate pentru că... Pentru că... Exact, pentru că v-am spus mai devreme. Legea 98
ne obligă, în articolul 57, să nu dezvălui informațiile transmise de operatorii economici pe care aceștia le-au declarat ca fiind confidențiale, vadă unor declarații de confidențialitate. Și revin, toți cei patru operatori economici care au depus oferte, care au participat la licitație și au declarat parte din oferta tehnică și oferta financiară ca fiind informații confidențiale. Și pe mine legea mă obligă să nu dezvălui aceste informații. Aș vrea să mai fac o completare. Dacă cineva dintre, cum a spus noastră, că acest articol și aceste acuzații vin din partea, probabil, unui din cei operatori economici care nu au câștigat, ar fi dorit să facă contestație, avea acel termen legal și mai mult, raportul procedurii este un raport de 80 de pagini, care descrie complet toată procedura și toate etapele cum au fost evaluate. Parțile brurate, cred că reprezintă puse cap la cap aproape două pagini și conțin strict informații tehnice pe care dânșii au rețete proprii, pe care dânșii nu vor să le... Este o concurență totuși între ei, să ținem cont că operatorii economici sunt o concurență pe piață. Și este normal, așa, ca ei să-și declară acele informații confidențiale. Iar pentru mine, potrivit legii, a fost o obligație să nu le... Dacă voreau să facă contestație, aveau 80 de pagini din care puteau să facă contestație. Cu toată procedura cum a fost desfășurată. Și repet un amănunt foarte important. Organismul de control a fost alături de noi, minut cu minut, secundă cu secundă, pe tot parcursul acestei proceduri. Adică, chiar dacă nu s-au putut face publice informații ce țin, similar cum sunt la persoanele fizice, informații cu caracter personal, ce țin de persoanele juridice, de firmele respective, organismele de control le-au văzut pe toate și au fost alături de noi și au întocmit un raport care nu are observații, nici măcar o observație cu privire la toată procedura. Nici măcar o observație. Deci raportul este fără observații. Faptul care confirmă că toată această procedură a fost în conformitate cu legea în vigoare. Lucru din punctul nostru de vedere definitor și care demontează din start toate aceste acuzații false. Da,